Bună seara! Tradițional dispar fotbaliștii de la selecționata Moldova de fotbal. Bolohan, Josan și Calicov nu sunt legitimați la niciun club și nu au mai fost convocați de selecționerul Gabi Balint pentru partidele cu Olanda din deplasare și cu San Marino de pe teren propriu din preliminariile Euro 2012. În schimb, Balint l-a chemat la națională pe Alexandru Gațcan, dar acesta a refuzat să vină. Ca la noi, la nimeni, mai nou trebuie să ne rugăm și să stăm în genunchi în fața fotbaliștilor, ca aceștia să răspundă convocărilor, a declarat Balint. Noi ne chinuim ca întotdeauna să strângem jucători. Din păcate, din ce în ce mai puțini jucători de-ai noștri de bază nu prea joacă la echipe, unii dispar, nici nu mai știm de ei. Acum a dispărut și Bolohan, nu mai știu, joacă undeva Bolohan. Nu mai joacă. E un jucător care a fost până mai ieri, vorba aia, titular la echipa națională, să dispară așa, eu nu mai înțeleg că e cum s-a întâmplat și înainte cu Josan, care era unul dintre cei mai buni jucători din divizia a doua din Rusia, a dispărut și el. Kalinkov, un jucător care promitea mult, a dispărut și el. Acum am înțeles că e prin Belgia, nu știu, se pregătește pe acolo sau... În fine, ca la noi, la nimeni. Din cei 23 de tricolori din lotul lărgit al Naționalei Moldovei, selecționerul Gabi Balint a renunțat la 3 fotbaliști, Maxim Copelciuc, Alexei Savinov și Vadim Boreț. Am vrut să-l chem și pe Gățcan la această convocare pentru meciurile acestea două, însă el a preferat să nu mai vină. Nu știu, problemele lui, nu l-am întrebat de ce, doar l-am întrebat dacă e dispus să vină. Pentru că la noi așa e mai nou, trebuie să-i întreb. Știi, te deranjează cumva dacă vrem să te chemăm la echipa națională, poate, nu știu, ca să știm, îți trimitem telegramă, nu îți trimitem telegramă. Nu mă refer la el neapărat, în general cu jucătorii, că mai avem probleme și cu bulgarul, ne-am rugat de antrenor, hai vă rugăm, lăsați-l măcar cu meciul cu Olanda, că după aia vi-l dăm, că stăm în genunchi, mai avem puțin și stăm și altfel, în fața antrenorilor sau în fața anumitor jucători, care se cred jucători și care până la urmă n-au demonstrat mare lucru nici la echipa națională și nici la echipele la care joacă. Partida dintre Olanda și Moldova va avea loc vineri 7 octombrie la Rotterdam, cu începerea de la ora 21:30. Tricolorii merg în Olanda după puncte. Acest lucru va fi posibil dacă vom fi concentrați, agresivi, mobilizați la maxim, dacă ne vom dărui pe teren, dacă vom avea dorințe și, bineînțeles, mare tupeu, au declarat internaționalii moldoveni. Trebuie să fim concentrați la maxim și să nu cedăm. În caz contrar, va fi catastrofă, a spus de partea cealaltă selecționerul Gabi Balint. Jucătorii selecționate Moldovei speră să obțină un rezultat pozitiv în Olanda grație dorinței, mobilizării și a tupeului. Cred că o remiză este un rezultat mai mult ca pozitiv și deci mergem în Olanda să luăm puncte. Crezi că chiar face acest lucru? Este posibil orice. Deci rămâne doar să ne pregătim, să ne concentrăm pe meci, să ne dăruim, să avem angajament și mare tupeu, cred. Eu cred că orice punct ce ai adus din Olanda o să fie pozitiv pentru Moldova. Crezi că e posibil să aducem puncte? Nu, orice e posibil în fotbalul de azi, dar este normal de înțeles că o să fie pentru noi un meci foarte greu și dacă nu o să fim concentrați, nu o să jucăm unul pentru altul, nu o să luptăm, o să fie greu pentru noi. Nu, вообще fotbal e pozitiv, nu e rezultat, победа, ничия. Думаю, для нас также это будет позитивным результатом, которого будет тяжело добиться, и надеюсь, что у нас это получится. Позитивный результат будет очки набранные какие-то, либо три, либо одно, не знаю, это тяжело сказать. Молдова это по силе? Нам все по силам, если знаешь... Если каждый будет выкладываться на 100%. Позитивно уже будем считать, если мы не проиграем на выезде голландцам. Это будет считаться позитивным результатом. Считаешь, это посильнее? Но если сыграем уверенно в обороне, не пропустим, то у нас уже есть одно очко. Главное не пропустить. Мы все реалисты, конечно. Обыграть можно любого соперника. Но и надо знать, с кем мы играем. Надо просто постараться оставить свои ворота на ноль, сыграть в первую очередь. Даже этот результат будет для нас
достойный. И треба сплекать мы дикит к моралу, что все кредим в интрачаста, к все пати ли обтянут дела он держит он результат позитив. Треба скредим в интрачаста, что все фи мобилизать сута ла сут фиекари, что ка экипа, и чем important, ка экипа, но если să fim toți 11, toți cei 18 care sunt, să creadă și să fie agresiv și să-și dorească foarte mult, că, adică se poate de obținut un rezultat bun. Pentru că dacă nu crezi într-o aceasta, eu cred că nu mai obții nimic. De partea cealaltă, selecționerul Moldovei Gabi Balin spune că dacă tricolorii nu se vor concentra la maxim, va fi catastrofă. Nu vreau să mă arunc să spun acum vorbe mari sau cum spun. E adevărat că toți antrenorii trebuie să gândească un meci la victorie, să gândească cu încredere. Dar hai să fim puțin sinceri și să ne dăm seama că întâlnim a doua echipă din lume. Trebuie să fim foarte, foarte atenți și foarte bine concentrați pe tot parcursul meciului. Și în niciun moment să nu cedăm orice s-ar întâmpla. Că poți primi un gol, poți primi un gol la început sau îl primești mai târziu. Sau... Nu trebuie să cedezi, altfel se poate întâmpla o catastrofă. Criza de jucători la naționalele Moldovei de fotbal. Selecționata de tineret și cea de seniori se bat pentru fotbaliști. Anatol Cheptine, Sergei Gheorghiev, Artur Ioniță, Gheorghe Andronic și Valeriu Ciuperca au fost convocați de Sergei Kirilov la naționala Under 21, dar în orice moment pot evolua pentru formația lui Gabi Balint. Ти в заявке за молодежную сборную, тренируешься с национальной? Не знаю. Пока с национальной. Что будет дальше, не знаю. Тренер решит, скажет, потому что как бы все. Ты еще точно не знаешь, отправишься с национальной или... Не, я не знаю. Мне сказали сейчас с национальной. А как будет, уже посмотрим. Ты помечу по Оланда. Se vor alătura la echipa națională și încă 4 sau probabil 5 jucători de la lotul de tineret care joacă cu Rusia pe data de 7. Gheorghe, Ioniță, Andronic și Cheptine. S-ar putea să fie și Ciupercă, ne mai gândim. Naționala de tineret a Moldovei va întâlni selecționata similară a Rusiei la Tiraspol în cadrul preliminariilor Euro 2013. Partida va avea loc vineri 7 octombrie cu începere de la ora 16. Я не считаю, что Россия прям какой-то там соперник нереальный, который нельзя обыграть. Ну, я считаю, что и молодежка у нас сейчас собралась хорошая. Я думаю, они обыграют их, не знаю почему, я в этом уверен. Dominant la futsal, 7 echipe din 8 și-au asigurat locul în sferturile de finală ale turneului de toamnă Sports.md. Oamenii de afaceri, artiștii, grănicerii, militarii, dar și jurnaliștii sunt în cursa pentru titlu. Echipa de jurnaliști Olhionia a trecut de fanii clubului Dacia cu 3-2 într-un meci încins la maxim. Formația presei Olhionia a pierdut într-o altă partidă în fața lui Capilati cu 3-2, dar s-a calificat în sferturile de finală ale competiției. În alte meciuri, serviciul Grăniceri a trecut de Comedy Club cu 12-3, Connect de Fourchette cu 4-1, Real de Uniplast cu 4-3 și Connect de Moldața cu 11-0.